Un alt eșec al unui armistițiu în această lună, în Nagorno-Karabakh, Armenia și Azerbaidjanul au denunțat fiecare o încălcare gravă a încetării focului de către partea adversă. A treia încercare de încetare a focului în Nagorno-Karabakh a eșuat luni dimineață, la doar câteva minute după intrarea în vigoare a armistițiului negociat la Washington. Armenii și azerbaidjanii și-au reproșat reciproc acuzații. Ciocnirile se desfășoară de o lună în această regiune din Caucazul de Sud, populată în principal de armeni. Mai mult de jumătate din locuitori, femei și copii, au fugit de lupte în Armenia. Numărul morților este de mii, aproximativ 5.000, conform unor cifre prezentate de Rusia. Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a primit duminică o delegație de parlamentari francezi la Erevan și a declarat că este pregătit pentru un compromis, dar el a asigurat de asemenea că poporul armean nu este pregătit să se predea. În plus, Armenia continuă să denunțe ferm implicarea Turciei alături de forțele azere.